Mihai Joldeș a crescut într-o familie bună de credincioși baptiști, unde a primit o educație morală în spiritul Bibliei. Dar vopseaua de pe pom nu dictează natura roadelor. Dacă cineva crește într-o familie creștină, nu înseamnă nici de cum că este automat creștin. La fel cum dacă cineva locuiește într-un garaj sau într-un grajd, nu înseamnă nici de cum că este mașină sau cal. Mihai a apucat pe căi greșite până când l-a întâlnit personal pe Iisus Hristos, care i-a transformat viața din temelii. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția de plină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători, astăzi cu un gând pentru dumneavoastră și anume, Dumnezeu nu are nepoți, are doar fii. Fii pe care i-a răscumpărat din păcat de sub puterea satanei, de sub puterea diavolului, așa ne spune Biblia, prin moartea Fiului Său, Iisus Hristos. Și în acest fel noi am devenit frați cu Domnul Iisus Hristos și implicit fii ai Lui Dumnezeu. Dar fiii lui Dumnezeu, copiii, pământeștei fiilor lui Dumnezeu, nu pot să fie nepoții lui Dumnezeu. Mihai Joldeș este din familie de credincioși evanghelici, baptiști. A crescut în biserică baptistă, a crescut aproape de Biblie, de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a avut, până la o anumită vârstă, nu a avut un moment în viața lui în care să îl primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor. Ce a fost un fel de nepot al lui Dumnezeu? Cocheta el și cu lucrurile din lume, nu a ajuns să se implice rău în păcat, dar oricum nu l-avea pe Dumnezeu ca și țintă, ca și preocuparea căutărilor vieții sale. Mihai, bine ai venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit! Care a fost momentul cel mai interesant în perioada când erai departe de Dumnezeu? Ce-ți doreai? Ce vrei să ajungi? Ce-mi doream de la viață? Deci, crescând acasă cu părinții, am primit o educație bună și situația financiară după Revoluție, tata a început o firmă și a început să meargă mai bine. Am avut privilegiul de a avea un calculator acasă și a lucra. Stând foarte mult la calculator, nici nu aveam timp să mă gândesc la ce doresc eu de la viața mea, așa că planurile au fost cele care le-am văzut sau în filme, sau în jocuri. Să am bani, să fiu faimos, să fiu recunoscut, să știu multe lucruri, să fiu apreciat de cei din jur. Și am făcut tot posibilul pentru aceasta. Am început să mă depărtez de părinți de la o vârstă fragedă, încetul cu încetul, fără să-mi dau seama, și am început să-mi fac prieteni din lume. Anturajul pe mine personal m-a influențat foarte mult și dacă eram un băiat cu minte și nu făceam prostii, nu chiuleam, nu nimic, după ce am început să umblu 6 luni cu un prieten care făcea prostii și așa, deja am început să mă depărtez, să început să chiulez de la școală, am început să nu mai învăț nimic, mi-am făcut prieteni care se certau cu părinții și am ajuns să mă cert cu părinții la certe, deci până în momentul în care am plecat efectiv de acasă câteva zile. Dacă mă uit atent, aveam nu acel prieten, ci alt prieten care când eram mic umblam, el era un fel de model al meu, un om pe care și în momentul de față pot să spun că l-apreciez, dar nu mai este model. Uitându-mă în spate, chiar m-a influențat și el a început să fumeze. Eu, după el, la o anumită vreme am început și eu, deși prin alți prieteni mi s-a părut un lucru normal să fumez, pentru că îl vedeam pe el, mi s-a părut un lucru frumos să fac aceasta. M-au influențat în general prietenii și... Dacă îți plăceau barurile, îți plăcea și băutura? Da, îmi plăcea și băutura și beam frecvent și fumam. M-am ținut departe de unele lucruri care stricau într-un fel reputația mea și mi se păreau că nu erau chiar bune. Cum rezolvai mirosurile când veneai acasă și te apropiai de mama sau de tatăl tău? Odată ce încep să fumezi, în timp înveți și cum să te mai ascunzi. Nu totdeauna funcționează, dar când fumam mult, deja ajungeam târziu acasă, ajungeam la 3-4, erau ore la care părinții dormeau sau dacă nu dormeam, fugeam, nu, deci nu stăteam la discuții, pur și simplu intram și nu, atunci nu prea aveau timp să vadă ce s-a întâmplat. Ce fel de muzică ascultai? Muzică house, muzică rock, muzică techno, ce-ți plăcea? Când a fost prima beție în viața ta?
Dacă ai avut și probabil că ai avut și acces la site-uri pornografice pe internet, la atingeri cu ceea ce înseamnă pornografia? Prima beție am avut în vacanța dintre a 9 între a 10, cred, când eram la bunici cu alți prieteni și supărat pe o anumită fată, am băut, așa zic eu, de supărare. Toți beau de supărare, fost... sau majoritatea da, oamenilor. Cam așa zic ei, majoritatea, deși a fost o mare prostie. Am început de atunci să beau, după prima beție mi s-a părut așa normal să beau o bere încât puteam să beau în fiecare seară. Tot cam în aceea vreme am început și să fumez și în general atunci, în vremea aceea, puneam în cârcă pur și simplu faptul că m-a supărat o fată și atunci făceam prostii și mă gândeam că asta o să mă ajute cu ceva. Uitându-mă în spate, îmi dau seama că era mai mult rebeliune față de părinți care îmi tot spuneau, uite, nu fuma, uite, nu... Așa, nu mi-a spus niciodată, uite, ține-te departe de droguri. Deci nici nu s-au gândit și nici eu nu m-am gândit să mă droghez. Dar mi-a spus de mic copil, nu fuma, uite, nu fuma, că e rău, nimeni din familie nu fumează. Și fiind așa o rebeliune față de părinți, muzică am început să ascult la început liniștită, după aia rock și hip-hop. În general ascultam hip-hop la... înspre final. Cine era preferatul tău? DMX, ascultam cel mai mult. Era preferatul meu și... asta e, înainte să mă culc, ascultam, de exemplu, era melodia de culcare, deși muzica hip-hop nu prea sună bine la culcare. Cum te-ai intersectat cu pornografia? Băi, nu știu, dar bănuiesc că ai avut drumurile tale au trecut și pe acolo. Am ajuns și la așa ceva. În lumea calculatorilor tot e posibil, ușor accesabil. Din păcate, din păcate. Site-urile încă, ca site-urile, eu încă le consider liniștite, că așa, dar am avut prieteni mai mari, cu, fiind în lumea calculatorilor, nu, de vârsta mea nu era foarte mult care să fie pasionați, dar aveam prieteni mai mari. Și mergeam pe la el, deci nu mai umblau cu poze, deci filme direct, nu am intrat în... am intrat direct unde mai rău. Cât de cât la tata mergeau bine le afacerile, deci cam puteam și îmi permiteam și să-mi cumpăr CD-uri din Cluj, deja știam de unde, ce, cu orice fel de filme, mi-am cumpărat și așa ceva. Nici cu fețele nu pot să spun că aveam probleme, din cauza banilor sunt... nu pot să spui că în lume ai probleme, în momentul în care îți permiți, nu prea mai ai. Și așa am trecut așa până în clasa 11-a, spre a 12-a, încât acum regret cam ce am făcut și am făcut multe greșeli. Îmi pare rău despre ce am făcut și încerc să le repar. We must teach them while they're young. To our daughters and our sons. In our words, in our songs. Simple truth to make them strong. Singing. Jesus is the way, Him we glorify. Jesus is the way, the truth and the life. No one comes unto the Father this or any day, unless they first come through the Son. Jesus is the way. Când a fost momentul când ți-ai dat seama că drumul pe care mergi te duce în iad? Crescând în biserică, întotdeauna m-am gândit că viața mea, deci de când am început, mi-am dat seama că dacă mor în momentul de față, o să ajung în iad. Dar niciodată nu mi-am pus problema, s-ar putea să mor acum. Mă amânam, spuneam că mai târziu o să mă schimb, mai târziu mă căsătoresc și atunci o să fiu om la casa mea. Și îmi făceam planuri din astea, dar era o amăgeală, pentru că în momentul în care am început să fumez sau să beau... normal că mi este mult mai greu să mă las. Deci, cu cât stau mai mult într-un lucru, cu atât mi este mai greu. Odată ce mă uit la filme, mă uit la fete, mă uit. Normal că îmi va fi greu, mai mult mai greu să fiu fidel soției dacă nu mă obișnuiesc de tânăr. Deci, degeaba aveam eu prietene, nu eram eu foarte fidel, să spun așa. Deși pot să spun că aveam o inimă bună și chiar mă înțelegeam cu prietena bine și câteodată am fost considerat de prieten fraier, de-a dreptul. Îmi permiteam așa pe ascuns, nici ei nu știau nimeni și o bândiți. Deci nu mi-am dat seama că mă gândeam așa la 40 de ani voi face. Dar
cum părinții au trecut printr-o experiență dramatică și au fost vindecați. Tata a fost vindecat de o boală incurabilă. Ce boală a avut tata? Avea o boală de sânge, trombocitopenie. Nu se încheagă sângele din cauza că nu are ceva globule în sânge. Eu eram despărțit de părinți, eram certat, mergeam cu zilele câteodată de acasă, aveam afacerile mele, banii mei și eu nu mai știam că este bolnav. Am ajuns la starea de ceartă cu părinții și de ură, încât în clasa 11-a eram cu colegii și prieteni din oraș și pur și simplu mă întrebau despre tatăl meu, care era în Cluj la oncologie, și le spuneam, nu mă interesează, de mine poate să moară. Am scăpat de unul. Era o stare, deci așa am ajuns, acum încă mă mir și acolo era starea în care am intrat. În vara acelui an, după ce părinții au fost vindecați, am început să văd o schimbare. Tatăl meu este recunoscut în oraș, pe oricine întreb, ca om cinstit, om de afaceri cinstit, un om cu care poți face afaceri și nu te înșală, poți să ai încredere. Eu l-am văzut și așa, dar am văzut și partea lui de acasă și cum s-a ocupat de noi. El și-a pierdut tata la 14 ani și nu a avut un model de tată foarte bun și atunci, normal, nici cu noi nu a știut foarte mult cum se comportă, cum să se comportă. Lucra 14 ore pe zi, nu aveam, uneori nu-l vedeam cu săptămânile, deci era plecat foarte mult. După ce a fost vindecat, avea o autoritate și când mă certam cu el, avea pur și simplu o putere, eu nu știu de unde, deci nu știam de unde vine, dar când îmi spunea un lucru, pur și simplu nu mai puteam deschide gura. Eram profund mișcat să văd că te după... amenința? Nu mă amenința. Erau discuții și de multe ori mi-aduc aminte, mergeam la prieteni bucuros și foarte satisfăcut că astăzi l-am făcut pe tata să plângă. Tata-i moț. Deci un moț nu plânge ușor, plânge foarte greu. Și deci nu era niciodată, ne-au ajuns la ideea să mă bate. De când am ajuns la clasa 7-a, nu m-a mai venit să mă bată sau așa. Dar discuții aveam multe și m-a... Acum, după vindecarea lui, era altfel. Era ceva în el. Era... Eu tot rămân mirat. Nu știam ce s-a întâmplat. După ce l-a vindecat, Dumnezeu avea o putere în el. Am ajuns tot așa vara într-o tabără cu prietenii. De fapt, într-o tabără. Noi am spus că mergem într-o tabără. Am mers la Leșu, cine știe unde, și pur și simplu noi de capul nostru, liceeni, ne-am dus cu un microbuz, lezurile de bere, țigări, tot, băieți, fete, nu ne interesa. Și acolo, într-o seară, am ajuns să ne mai certăm noi și într-o seară, pur și simplu, parcă mi s-a luat ceva de pe ochi și mi-am uitat la prietenii mei. Și toți eram unul ca unul, mai dezordonați, mai răi, nu erau loiali într-un fel, nu întotdeauna sinceri, aflam lucruri la școală despre care trebuia să-mi spună ei când se întâmpla ceva. Prieteni buni, pot să spun, și am crescut de generală, nici generală, chiar grădiniță cu ei, fiind în aceeași biserică, părinții ne-au pus împreună fără să vrem noi, fără să ne gândim. Și mi-am dat seama că, băi, oamenii ăștia nu sunt oamenii cu care eu vreau să trăiesc, nu sunt prietenii pe care eu mi-i doresc. Eu vreau să am un prieten de încredere, vreau să știu că dacă am o problemă, e acolo, dacă trebuie să nu doarmă 3-9, pentru mine să nu doarmă. Și am plecat mai repede. Interesant că toți erați din medii foarte bune, din familii bune. Eram din familii bune, erau cei mai morală, de seamă cu... oameni, cei mai de vază din biserică, erau cei mai... Dar asta, eu personal, uitându-mă în biserică, fiecare biserică are și fiecare pădure are uscăturile ei, deci așa era și în biserică. Erați într-o biserică baptistă. Eram într-o biserică baptistă și erau oameni credincioși acolo, dar aveau problemele lor, erau unele surori care mai vorbesc așa, mai unii frați care nu aveau trăire, deci vedeam frați cum erau în oraș la o beră și ziceam, băi, un pocăit nu face așa ceva. Deci satana ne aducea în față totdeauna cei mai rău în biserică, nu cei mai buni. Erau surori, erau frați care erau credincioși, dar noi uitam la cei mai rău. Și atunci, normal că ne-am depărtat de biserică, fără părinții a mei personal, știu că se rugau pentru mine, dar nu cu toată tăria și cu toată încredințarea. Nu m-au adus înainte la Dumnezeu cu totul și eu m-am depărtat încet. Am ajuns la starea aia în care n-am mai nimic. Tot așa, după Leșu, eu am plecat mai repede de acolo. Când i-am văzut, m-am supărat, n-am mai zis nimic. Nu mă pricep foarte bine să vorbesc cu omul, să explic și s-au supărat și ei pe mine. Eu pur și simplu am plecat, fără să le spun. Am zis, eu mă duc acasă. Preferai mai bine să le scriu un e-mail? Te descurci mai bine? Nici e-mail.
pur și simplu eu n-am mai vorbit cu ei. Mai târziu le-am explicat peste câteva luni. M-am dus acasă, am rămas fără prieteni buni, fără nimic. Și la noi, în acea perioadă, începuse rugăciunea la noi acasă. Se adunau oamenii, se rugau, erau rugăciuni în comun. Deși eram în biserică baptistă și am fost și pe la întâlnirile în Pentecostal, știam ce e rugăciune în comun, dar nu știam ce înseamnă daruri, nu știam ce înseamnă un om să vorbească în limbi, un om să prorocească, astea sunt chestiuni fantastice. La școală, eu, fiind bun la calculatoare, dintr-a nouă am venit la olimpiada la informatică, între 10 deja am fost la faza națională și eram scutit de școală câteva luni pentru pregătiri. Când nu eram scutit, îmi făceam scutiri pe calculator, s-au motivat absențele singuri și între 12 am ajuns la faza în care, din greșeala unui coleg, a fost prins și adus în fața Consiliului, pentru, deci Consiliul clasei, nu chiar școlii, clasei la început, pentru că ne-a motivat absențele și erau destul de multe, nu toate mai aveau bază, scutiri și așa. Și ne-au spus că să vedem, să le spunem ce s-a întâmplat, dacă nu, ne exmatriculează. Probabil că și dacă nu le spuneam sau le spuneam, tot ne exmatriculau. Ei, aia a fost în vineri seara, la ora după vineri la amiază, la ora 12. Eu mi s-a făcut greață, n-am mai putut mânca nimic, am fost apăsat și cu greu am ajuns acasă. N-am putut nimic să mănânc, nici am pus în pat acasă, n-am mai știut nimic. Pe la ora 4 m-a chemat tata să mergem să ne rugăm. La noi era o femeie din Gorj, nu știam ce cu ea, ce se întâmplă, o cunoscuseră la spital, eu oricum nu discutam foarte mult cu părinții nici atunci, deci nu știam ce se întâmplă. Ei, hai să ne rugăm. Eu mă pun și ne rugăm acolo, se roagă toți, mai spun și eu una alta, nu prea aveam eu cunoștințe. Deci știam să mă rog, dar nu mă pasiona, să zic așa, nu mă interesa. Și atunci am auzit la un moment dat cum femeia se roagă în ceva cuvinte ciudate și am zis, băi, poate e ungur. Dar nu era niciun dialect, să spun așa, unguresc, era ceva, altceva. Nu știam, nu semăna cu nimic, să tot rugam, nu era nici rusă, să zic, ceva. La un moment dat începe și îmi vorbește, deci îmi spune, mă rog, un cuvânt. Și iar spunea cuvântul, spunea așa, văd cum Satana trage săgeți negre în dosarul tău de la școală și vrea să te doboare jos, dar pentru că eu sunt Domnul și vreau să mă îndur de tine, o să te ajut și o să-ți rezolvi problema. Eu când am ascultat, n-am avut nicio tangență, niciodată cu niciun fel de prorocii sau altceva, pe mine mai trebuie să-mi spune mie ce e aia, cum e aia, nu am mai trebuit explicații. Eu am înțeles problema, am înțeles că Dumnezeu mă ajută și am fost în al nouălea cer de bucurie. Când am ieșit din cameră, tatăl meu îmi explică, vezi că ești a 12-a, vezi că ai examen, tu nu vezi nimic, ai examen, mergi la poli, acolo e greu examen, nu poți intra, trebuie că Satana vrea să nu intri la școală, să-ți distrugă viitorul. Interpretase el deci prorocia. Deci el mi-a interpretat el în înțelepciunea lui. Deci prorocia e ceva așa de direct încât pentru cel de lângă nici, în general, nu înțelege absolut nimica. Deci cam acolo este un anumit nivel. Sunt alte prorocii în care îs gândite pentru o persoană, dar și ceilalți pot să înțelege, pot să cei care simt să se roage în continuare pentru un om. Dar asta a fost directă. N-au înțeles, n-au știut părinții absolut nimic. Deci de 4 ore bănuiau cei de la școală că noi ne-am motivat absențele cumva și ne-au chemat în consiliu. Eu m-am întâlnit seara cu ceilalți colegi care făcusem și le-am zis, bă, eu nu știu ce e cu voi, dar eu vă zic că problema mea e rezolvată. Ei au început să râdă că vine tata, că îmi rezolvă problema, că așa. N-am spus eu nimica, m-am dus luni la școală, la dirigintă și am spus, uite, eu am motivat absențele, eu sunt vinovat, nu știu cum. Și atunci am explicat ea, de aia ne-a chemat în consiliu, pentru că îi bănuiau că un coleg profesor cumva se înțelesese cu noi să ne motiveze absențele și era o problemă gravă. Eu atunci, diriginta bucuroasă că nu există ceva colegi, au vorbit cu cei din consiliu. Și eu eram un tip liniștit, deci nu, niciodată n-am fost gen bătăuș sau gen supărat, nu comentam la profesor. Când mergeam la școală, de obicei eram obosit și îmi venea să dorm, stăteam liniștit, nu ziceam niciodată nimic, pur și simplu nu eram. Deci problema mea era că nu eram, fugeau profesorii după mine pe coridor, hai băi că n-ai note, nu te pot încheia. Îmi treceam și note, că la unele materii nu era problemă.
Și, te ascultai, îți corectai lucrarea singur și îți treceai, nu? Da. La, atunci, în clasa 12-a... Și era interesant să spui și elev Mihai Joldeș în picioare, jos. Eu pur și simplu luam catalogul și scriam, da, mai aveam așa idei. Știu că atunci, cu 4 ani sau 5 ani în urmă, fiul prefectului a fost exmatriculat pe treaba asta fără drept de înscriere înapoi. Deci a fost problemă gravă și era prefectul județului. La noi Sălajul nu e un județ așa de mare, deci prefectul chiar are putere în oraș pentru multe. Și atunci, nu știu, eu, Dumnezeu a zis că rezolvă, eu chiar am crezut, Dumnezeu rezolvă, dacă el a spus, nu se poate să nu rezolve. Nu știam cum și mi-a explicat la sfârșit diriginta, pentru că am fost liniștit la școală și am fost la națională, sub om serios, n-am comentat la profesor, nu am supărat pe nimeni, niciodată n-am sfidat pe cineva pe față. Se, normal că pe față nu sfidam. Și atunci au zis, eu, uite, într-a 12-a început să mai vină la școală, să mai învețe. Deja într-a 12-a, cumva nu mai aveam prieteni așa să mă tragă ei tot în jos. Mi-am revenit după... Deci erau zile de bucurie așa și am înțeles un lucru după ce am văzut că nu m-a exmatriculat. Mi-a scăzut media la purtare, normal, dar nu m-a exmatriculat. Și am înțeles un lucru. Din momentul ăsta ești dator la Dumnezeu. Deci nu mai pot să mă duc, să mă joc, să mă... Make it easy, make it plain. Simple yes to understand. Put the word deep in their heart. When they grow they won't tip off. Dator la Dumnezeu, am început să mă duc la rugăciune și să-mi pun probleme serioase, dar încă în mintea era înțelepciunea mea, eu, gândirea mea, gândeam normal, nu era o problemă, dar nu era ceva de la Dumnezeu, nu eram un om născut din nou cu o gândire nouă. Și atunci eu am început cu forțele mele proprii să zic, bun, de acum nu mai fumez, de acum nu mai, n-am reușit să fac chestiile astea cu puterea mea. Am intrat, am mers la examen la facultate, încă eram, nu eram nici în gândire, încă mă mai certam cu părinții, chiar dacă înțelegeam că nu trebuie. Nu aveam putere. Dar tot nu mă apropiam de Dumnezeu. Viața personală, rugăciune, cuvânt, esența, nu era. Și în vacanța următoare de vară, când am ajuns acasă, Dumnezeu așa a început să miște inima. Atunci Dumnezeu mi-a vorbit la un moment dat și a spus, hotărăște-te cu mine, fă un legământ și eu am să te ajut. Eu încă fumam, nu puteam să mă las, încă nu eram eu, am zis cum să mă stau. Dacă Domnul zis, eu fac, eu nu știu ce să zic, că asta este, eu mă străduiesc. Dacă Domnul zis să mă botez, eu am făcut legământ cu Domnul și în vara aia m-am botezat. Din momentul botezului, în ziua aia, am avut o putere de rugăciune. Altfel când citeam cuvântul Dumnezeu, înțelegeam, dar nu știu, deci pur și simplu Dumnezeu a schimbat ceva în mine, nu am făcut ceva eu. Am simțit când mă rog că să ascultam, simțeam că Dumnezeu e prezent în viața mea, simțeam rugăciunea mea, că e acolo, mă ascultă. Cuvântul înțelegeam altfel. Aveam putere să mă împotrivesc. Chiar dacă multă vreme am luptat și a fost o luptă așa grea, eu așa am luptat. Și într-un final Dumnezeu aduce totdeauna biruința. Deci multe lucruri mi-am deschimbat în viața mea și neavând voință le schimb în ceea ce greu. Dar văd cum Dumnezeu peste 2 ani acum... Mă uit în spate, îmi dau seama că îmi iubesc părinții, că au plecat părinții din țară și după 3 zile m-am dus acasă și am văzut un bilet de la mama și așa de dor mi-a fost. Deci Dumnezeu mi-a schimbat inima și cred că dragostea e cel mai greu lucru de găsit într-o inimă de om. Cred că e cel mai important lucru și Dumnezeu a pus în mine dragoste și pentru ea și îmi dau seama că pur și simplu faptul că m-a rugat m-a schimbat, faptul că la început s-a rugat părinții, acum uitându-mă înapoi am văzut că deci, de aia am fost eu cercetat, de aia am fost eu așa, că părinții mei s-au rugat pentru mine. Posteau cu zile, cu săptămâni, la un moment dat tata postea
Era un post, deci mânca o dată pe zi, seara la 6, în rest nu nimic. Și mi-a povestit tată, 3 săptămâni n-am mâncat nimic. Deci mânca o dată seara. Și nu masă din aia care se acopere toată ziua, masă normală, redusă. Ei, după 3 săptămâni am venit la rugăciune. Deci atunci a fost prima. Deci când a văzut, deja a fost bine. Ce sfat ai avea tu pentru părinții care ne-au ascultat acum și care trec prin aceleași situații dezastruoase cu copiilor? Dacă tu ai fi părinte și copiii tăi s-ar purta la fel cum ai fost tu față de părinții tăi, ce crezi că ar fi cel mai bine de făcut? Ca să-ți salvezi copiii de la dezastru. În situația mea... A funcționat rugăciunea și postul părinților. A funcționat ceva mai mult decât rugăciunea și părinții. Asta a fost efectul care a fost major. Dar a fost mărturia în primul rând. În primul rând a fost mărturia. Ce înseamnă și mărturie? Tata era un om cinstit. Modelul și moral. Părinților. Moral, dacă vreau. Dar nu un om care să spun ăsta... Deci eu așa vreau să fiu. Ăsta e un om pocăit care vreau să fiu așa. Deci era un om recunoscut. Dar nu era putere. Era schimbat și trăia viața de zi cu zi cu Dumnezeu, cinstit și bine. Dar era ceva care lipsea. Era puterea lui Dumnezeu care trebuie să o ceară fiecare om să trăiască în primul rând mărturia. Și după în momentul în care mărturia e curată, în momentul, nu m-a afectat pe mine foarte mult vindecarea lui, că eu nu știam nici ce boală are în momentul de față, nu vorbeam cu el. După vindecare a avut putere. Ei, puterea aia mi-a pus mie semne de întrebare. Are putere? De ce are putere? Nu a avut putere. Atunci mi-am pus semne de întrebare. De ce are putere? Și cred că în primul rând trebuie căutată puterea lui Dumnezeu. Trebuie căutat să fii plin de puterea lui Dumnezeu și trăirea, pe lângă că o trăiești în fiecare zi cu Dumnezeu, să-L simți în fiecare zi pe Dumnezeu, să-L implici în lucrurile mici, cam așa, în primul rând. Și apoi, bineînțeles, rugăciunea și postul, care și ele sunt esențiale, dar și mărturia. Asta spun din experiența mea. Poate nu întotdeauna e așa și Dumnezeu știe, lucrează diferit în fiecare loc. Sfatul meu este, nu vă dați bătut. Deci eu am stat un an în puterile mele și m-am luptat, dar singurul lucru care l-am putut face fără voință să nu mă dau bătut. Pur și simplu m-am luptat și am zis, băi, cândva tot scap, deci nu se poate. Dumnezeu a zis că mă mântuiește, Dumnezeu dă șansa asta la fiecare om, dacă vrei cu adevărat, nu te dai bătut. Te lupți. Gently now, Jesus is the way. Sing it strong and sing it loud. Mulțumim, stimați ascultători, a fost împreună cu noi Mihai Joldeș, invitatul emisiunii Vieți Transformate de astăzi, cu acest gând de a lupta pentru a fi aproape de Dumnezeu și cu promisiunea lui Dumnezeu că El este Cel care ne îmbracă în puterea Duhului Sfânt. Ne luăm la revedere, fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.